Îmi place vinul sec, îmi place să petrec la băutură, să mă întrec, sunt ciumec. Până mor și am să mor, că n-am măsură. Se pare că relațiile de prietenie se pot manifesta în mod diferit. Un caz concret s-a înregistrat într-o localitate din comuna Durnești, unde doi așa ziși prieteni s-au luat la o bătaie zdravână după câteva pahare de alcool. Totul s-a întâmplat într-un bar din satul Guranda, unde doi bărbați s-au întâlnit la un pahar de vorbă. După mai multe pahare de alcool, între cei doi s-a iscat o ceartă zdravână, care în cele din urmă s-a transformat într-o bătaie ca la carte. Cel care a suferit în mod deosebit a fost Sorin, un bărbat în vârstă de 34 de ani, care în cursul zilei de 24 martie 2015 a ajuns la unitatea de primiri urgențe cu numeroase lovituri la nivelul feței. A fost adus în unitatea de primiri urgențe un pacient în vârstă de 34 de ani din localitatea Durnești, cu traumatism craniofacial. În momentul de față îi se fac investigații în unitatea de primiri urgențe, urmând a se lua o decizie în funcție de evoluția ulterioară. Victima susține că a luat bătaie de la un bărbat pe nume Gabriel, care după mai multe pahare nu mai știa de el. Cel mai probabil cazul va intra în atenția organelor de poliție din Botoșani. La momentul actual, bărbatul se află în atenția cadrelor medicale.